Bărbatul și-o fișoară zărănească să poate. Dupățării veselii, țărări scadinții pe ei. Da, ei, gri, 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 da, oșurări și-o tipată ei. Participări peste Bordare, în fosta Iugoslavie, Polonia, Grecia, Franța, Moldova. Se prezintă în fața pătănești și liste, care au un repertoriu, tradiții, dansuri de pavea sirietului, rata, cărășelul, cobanatul, bătuța de la Cuba, și parantele de bătuța cu femele, bora, rusească, roata. Și tuta, cu femele, iar pune. Sper să vă bucurăm cu ceea ce v-am pregătit special pentru ziua. În continuare, de la școala generală Budei al orașului Zăvasca, Alexandru Oruțu. Oh,
Cum e așa? De ce te-ai gândit cu doar? We'll be right back.
bogam pe băut, băi la 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 la. Să jucați și-o petrecut, la 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 la. Lume dragă, lume bună, la 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 la. Suntem împreună, la 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 la. Eu nebunim pe băut, băi la 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 la. Să jucați și-o petrecut, la 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 la. La joc, la joc, lai la, lai la. Cine-i cu noroc, la mai bine. Sunt de norocare, lai la, lai la. Am sus în picioare, hai de ce? Să-i găsim cu vidrăcine, la 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 la
Oh,
Și vreau o tiră-tiră, mergem-o ca pe bălită.
minunat zi de sărbătoare pentru dumneavoastră. De asemenea, din suflet vă urez tuturor copiilor, celor mici, dar și nouă celor mari, pentru că atâta timp cât ne trăiesc părinții, suntem și noi copii. La mulți ani tuturor, să aveți o zi frumoasă, așa cum vă sunt sufletele voastre de copii. Și din partea mea, un cadou muzical la zi de sărbătoare pentru dumneavoastră. Cântece alese din sufletul meu, pe care vi le dăruiesc dumneavoastră, pentru alte suflete, pentru alinare, petrecere și voie bună.
să-ți vii părinți. Nici mama și eu dată viață nu vrea să-i țâie în brață. Dar cum n-ai urcat în pânticul tău cu drag, cum să-l poți oare lăsa, nu te doare inima. Mulți frați întreie să-și iartă, din la aves îți sfătesc. Pentru averi și iau viața și privești să dispărțesc. Nu le ajunge o cărsuță, nici bănuță și câștigă. Ar lua și din altul, poate atunci o să-i ajungă. Și părinți vaibă ei, cu ochii să-ți sfătesc. Dacă vrei să ai dușmani, dă-le la prieteni bani și cât poți să-i ajuți, că dușmani privești ai făcut. Le-am dat bani când mi-a fost greu, le-am dat bani, am ajutat, cu ei la masă am stat. Și astăzi îmi sunt dușmani, că i-am ajutat cu bani. Dacă banii nu li dădeam, azi la masă cu ei stam. Și-am arăt sufletul meu, multă lume am ajutat, și cât am putut le-am dat. Le-am dat cânteșile mele, să umbli în lumii cu ele. Și cât le-am dat, o fost bine, și-apoi vor uitată din mine. Oare cu ce am greșit, cânteșile le-am făcut? Odată mama îmi spunea, azi bună ziua nu-mi dau. Dar-i lasă-mă mică, nu știu, că suflet am put și eu. Și cât sunt doamne la ei, puțin la copii mei. Sănătate și noroc, tai de dam, tai de dam.
Și la nu-l bobor, dai de dam, dai de dam. Și dintre la cum mă trânim, să mă chema să fi mirim, să petreșim împreună. Și tu la mama nașta, tot dat bani la muzica. Hai, mama, frumos pentru muzica. Mândre noi că am pornit, dai ram, dai de-de-da. Oamenii dragi am întâlnit, dai ram, dai de-de-da. Morofit ca nașă mare, dai ram, dai de-de-da. Oamenii de gospodari, dai ram, dai de-de-da. Mi-am vrut să vin negativ, dai de-de-de-de-da. Să știu nașul meu dragul, dai de-de-de-de-da. Tătă noaptea n-am dormit, dai de-de-de-de-da. Din un tâm m-am pregatit, dai de-de-de-de-da. Și mi-am pus că mi-a și butor și bun vieță cu divor și cadrință cu șiruț. La naște-o fost dragut. Frumoasă-i luna și-i mare, dai ram, dai de-de-da. Să ține bațoasă tare, dai ram, dai de-de-da. Ce-i ca și amununa, dai ram, dai de-de-da. Uită-te duminica, dai ram, dai de-de-da. Rănaște barba tută, dai de-de-de-de-da. O fost ștrăguțul meu, dai de-de-de-de-da. Iar șasa a fost la mine, dai de-de-de-de-de-da. Astăzi spun unde cu tine, dai de-de-de-de-de-da. Hai nașă lângă mine, dai ram, dai de-de-da. Pune-mi pașii de roșăne, dai ram, dai de-de-da. Amândouă o frumoșăne, dai ram, dai de-de-da. Nașul-i cu păcate grele, dai ram, dai de-de-da. Ne mai vine pe la mine, dai de-de-de-de-da. Sunt-oar și tot la tine, dai de-de-de-de-da. Ne mai vine cât-i o sară, dai de-de-de-de-da. Și focul atâta sfară, dai de-de-de-de-da. Iarță-ne ca noanele, să știam după pravilim. Bă, Dumnezeu le-a iertat, noi n-au șopeam ceva. Mirescu-i cât, draga mea, dai ram, dai de-de-de-da. Mița și soacră tară, dai ram, dai de-de-de-da. Vorba nu-i o asculta, dai ram, dai de-de-de-da. Așa fac și eu cu a mea, dai ram, dai de-de-de-da. Și umire, dragul meu, dai de-de-de-de-da. Să nu-ți-i mireasa rău, dai de-de-de-de-de-da. Că s-a rușit și chiar asta, dai de-de-de-de-de-da. Și-apoi să nu realista, dai de-de-de-de-de-da. Și să nu credeți că-ți va putea. Așa să strigă la nuntă, să strigă să chivuiești și cu lumea să petreci. Și vai de mine am uitat, dar nuntași nu le-am strigat. Dar le zic eu mai îndat, când de aici nu am plecat, voie bună vreau să fac. Și-o ținem în continuare, dacă tot ne-am încălzit. M-a grăit lumea prin sat, dai de-de-de-de-da. Că nimic nu am lucrat, dai de-de-de-de-da. Am întrecut și-am cântat, dai de-de-de-de-da. Și prin lume am umblat, dai de-de-de-de-da. Și ea și ea îs frumoasă, că nu fac nimic în casă. Mănânc și bun și gustos și iubesc lumea frumos. Că am drăguț în tățară și de-a lucru și de-a lată. Deci nu-i pot număra, am înșeput, ai uita. Chiar așa! Și lumii lumirea mai ești, Doamne, cât îi mai grăiești? Mă grăiești lumea-n sat, dai de-de-de-de-da. Dar de asta greși cumva, dai de-de-de-de-da. Lumea spune lumea ta și dai de-de-de-de-da. Mie tot nimic nu faci și dai de-de-de-de-da. Și-o spus nu m-am supărat.
acum știe lumea sa că la anunț și cu mătrii greu după amintiței că nu merge gurița, nu îl trece nimeni. Așa-i bre, hai da spuneți și la rima cunoșteți. Râs, dracoasă, nu mă dau că mulți în cale nu stau. Ce să mai spun despre lume, dai de-de-de-de-de-da, că bărbatul mult îmi spune, dai de-de-de-de-de-de-da, că banul să-i cheltuiesc, dai de-de-de-de-de-de-da, și vreau bine să trăiesc, dai de-de-de-de-de-de-de-da, deși focul trebuie să știe bărbatul tot despre mine, că eu câștig banul meu și îl cheltui cum vreau eu, în căsuță pun banul, mai l-am frânsănos, din am eu grijă de mine, hai spuneți-mi oare cine? Și bine-n viață te trăiesc, și banul meu îl cheltuiesc, măi! Eu n-ascult vorba la nimeni, tai de-de-de-de-de-da, mă petrec și mă duc bine, tai de-de-de-de-de-de-da, câte un păhărel mai beau, tai de-de-de-de-de-de-da, că doar beau din banul meu, tai de-de-de-de-de-de-da, am o viață numai. Dacă nu trăiesc de lumea și de voi trăim o rău, supăratoi și tot eu, și de aceea spun așa, zic în lumea și o vrea, zic în bune, zic în răle, eu le fac pe ale mele. Că asta viață nu-i bitești și numai atâta cât pitrești, și mai putea să zici și simt cât un paharel cu vin, vine în viață să trăim. Mai facem una și gata, da? Și mi-au făcut joc în sată, dai de-de-de-da, dai de-de-de-da, și-au fost mamei lăbătate, dai de-de-de-de-da. Și mi-au făcut morile, dai de-de-de-da, dai de-de-de-da, tătii sătă morile, dai de-de-de-de-da. Eu necât din mii popene, dai de-de-de-da, dai de-de-de-da, mulți ori au să fie elă, dai de-de-de-de-da. Cu Ionica Luciocană, dai de-de-de-da, dai de-de-de-da, am fi trecut Andriană, dai de-de-de-de-da. Și cu Ionica Luciocană, n-am fi trecut Andriană. Și cu Vasile Leontica am fi trecut Andriană, nu-i așa? Sărbătoare nu a fost, dai de-de-de-da, dai de-de-de-da, numai zilele de post, dai de-de-de-de-de-da. În care nu am cântat, dai de-de-de-da, dai de-de-de-da, fi la mii poveni în sat, dai de-de-de-de-da. De sâmbătă până luni, dai de-de-de-da, dai de-de-de-da, petreșteam cu oameni buni, dai de-de-de-de-da. Se aduna oamenii, dai de-de-de-da, dai de-de-de-da, de prin toate satele, dai de-de-de-de-da. Și jucau cu micu mari, ca la zi de sărbătoare. N-avea banii urnică, dai de-de-de-da, dai de-de-de-da, mai băște joc și petrică, dai de-de-de-de-da. Și costică m-o chemat, dai de-de-de-da, dai de-de-de-da, și-am cântat la joc în sat, dai de-de-de-de-da. Și cântam până în zori, dai de-de-de-da, dai de-de-de-da, să-ți poate copacul noi, dai de-de-de-de-da. Nu-și puteți să ne slujba, dai de-de-de-da, dai de-de-de-da, că muzica tot cânta, dai de-de-de-de-da. Și oamenii mult am mai cântat, de la Mihove în sat. Doamne mândru o mai fost, dai de-de-de-da, dai de-de-de-da, și-ntrătii aveau un rost, dai de-de-de-de-da. Am mutat-te s-o schimbat, dai de-de-de-da, dai de-de-de-da, nu-i mai și-o fost altădat, dai de-de-de-de-da. Și trec sărbătorile, dai de-de-de-da, dai de-de-de-da, nu mai ieșe porile, dai de-de-de-de-da. Ionica Luciocană, dai de-de-de-da, dai de-de-de-da, nu mai faci de joc ideală, dai de-de-de-de-da. Și dai eu tot o să mă cânt, cât o-i trăit pe pământ. Dumnezeu cântând de zâle, o-i cânta cu-n drag la lume, cânte cu îl fac cu mine. Mulțumim frumos! Lăsați-vă! Oh,
Și am împărtășit din cultura tudorenilor.
ansamblu Gorenca a luat ființă în anul 1929, atunci când un grup de tineri au mers la Curtea Regiului la București să prezinte date și obiceiuri specifice tuturor. Și de atunci, an de an, ei s-au străduit și au dus tradiția mai departe, participând la concursuri internaționale. Și noi ne străduim să ducem mai departe ceea ce ei atunci s-au străduit și au început și noi credem că nu ne abatem de la ceea ce ei au făcut și ceea ce ne-au lăsat nouă moștenire. Ați participat la festivalul. Puteți să spuneți care a fost ultimul festival sau unde ați... Înaintașii noștri au participat la festivalul Polonia, fosta Iugoslavie, Bulgaria, iar mai recent am mers în Republica Moldova, în Franța, cu ceea ce ne reprezintă noi, cu obiceiuri de iarnă. Noi dorinii suntem vestiți prin datini și obiceiuri de iarnă. Se mai păstrează? Am observat că sunt membri copii. Sigur, sigur, sigur că se mai păstrează, se mai păstrează. Cu muncă, cu muncă, cu dăruire, cu așa știu eu, mai păstrăm și ducem mai departe tradițiile și obiceiurile care ne reprezintă pe noi dorenii. Și suntem mândri pentru că, na, până la urmă, eu am o vorbă în România asta pe care noi o trăim, asta ne reprezintă folclorul, tradiția. Costumul popular, ăsta nu mi-l poate lua nimeni. Dacă să ia un metru pătrat de pământ, un metru pătrat de pădure, un metru pătrat de apă, dar costumul popular nu ne-l va lua nimeni și noi, cei care suntem acolo la țară, luptăm pentru treaba asta, ca să ținem și să respectăm tradiția românească. Și noi, tudorenii, măturenii în special, suntem mândri pentru treaba asta. Am stat de vorbă cu domnul? Ioan Covrig, instructor coregraf al ansamblului Doreanca a Căminului Cultural Tudor Botoșa. Azi sus picior, vom mai Hai pe scenă. Așa cum am spus, elevii de la Ungureni la anul vor la locul 2 și elevii de la Bănești locul 1, că dacă trebuie să crească așa câte o clasă. Copii extraordinari, copii care au muncit astăzi, deși e ziua copilului și teoretic ar trebui să fie o zi liberă, dar e o zi în care noi ne-am gândit să vă facem frumoasă,
să fie frumoasă atât din punct de vedere sportiv, cât și punct de vedere al folclorului, să promovăm atât sportul, cât și folclorul. Chiar într-adevăr, chiar juriul de anul acesta ne-a pus într-o situație nu neapărat dificilă, ci care a fost destul de dificilă. La fel și la competiția sportivă, însă activitatea de astăzi nu se termină. Încă mai există competiția de rugby pe terenul de sport și vom continua mai departe cu celelalte activități pe care le avem noi. Dar am decis ca acum, astăzi, la ora aceasta destul de întârziată, să oferim premii pentru cei care au cântat pe scenă și care ne-au delectat cu muzica, cu melodia populară, cu melodiile plăcute lor, dar și celor care au jucat fotbal, atât fete cât și băieți. Premiile la rugby, evident că după ce se va termina competiția, le vor primi și ei. Deci o activitate amplă, o activitate pe care noi am gândit-o în așa fel încât să fiți voi mulțumiți pentru că v-ați luptat pentru o medalie, v-ați luptat pentru un premiu, v-ați luptat pentru un trofeu și la sfârșit să fiți mulțumiți și bucuroși. N-am spus-o astăzi, o spun pentru prima dată la mulți ani tuturor copiilor și celor care sunt copii și celor care au suflet de copii. La mulți ani vouă! Într-adevăr, am avut o competiție amplă, așa cum spuneam, o competiție destul de dificilă. Nu mă pricep eu tare mult la muzică, dar îmi place. Concurenții, din ce am înțeles eu, au fost foarte, foarte talentați. Și chiar neașteptat pentru mine, într-un număr destul de mare. Eu sper că în anul următor, indiferent de numărul elevilor care vor fi prezenți aici în curtea școlii, în anul următor să avem o competiție care să scoată în evidență faptul că elevii iubesc folclorul. O să, nu știu, poate e prea mult spus că pot să mulțumesc, că mulțumirile astea din vorbe sunt legere. Dar o să mulțumesc unor prieteni și oameni de suflet care, ca în fiecare an, ne-au fost alături. O să mulțumesc în primul rând aici domnului Vasile Leontică, șeful fanfarei din Stamate, că el e șeful muzicii. O să mulțumesc de asemenea domnului Ionel Aghiniței, care de departe a fost întotdeauna trup și suflet alături de manifestarea pe care o facem. O să mulțumesc lui Iulian, o să mulțumesc, chiar nu mai știu cui să mulțumesc. Dar în primul și în primul rând, mă bucur că activitatea pe care o facem astăzi a fost o reușită, zic eu. Dacă nu, la anul o să încercăm să o facem mult mai bună. Începem cu premiile pentru folclor. Au fost mulți concurenți, toți buni. Cineva a luat marele premiu, e trofeul ăsta de aici, hai să-l întoarcem, să-l vedem așa cu toții. Cineva l-a luat, cineva se va urca pe scenă și îl va primi. Felicitări însă tuturor, pentru că v-am spus, duceți folclorul mai departe și mai ales muzica populară a noastră, o ducem mai departe. Da, dau cuvântul în continuare domnului Vasile Leontică. Da, pentru mențiuni, nu mai lungim, va veni pe scenă pentru mențiuni, da? Onuțu, Paiu, Filip, Murgoci,
Pleșca, Drăghia și Zaluțchi. Aplauze, aplauze, pentru că după mențiuni vin și următoarele locuri. Zaluschi, Drăghia, Pleșca, Morgoci, Filip, Paiu și Onuțu. Onuțu. Așa. Filip, da. Morgoci, Pleșca, Drăghia. Pleșca, da, este. Cine? Avem, da. Stai. Și ale la altă cine e? Rămâne acolo, nu? Pentru premiul al treilea, Prindi, Claudia, Crețu, Marta, Anastasia, Seciu, Antonia. Premiul 3. Deci Seciu, Antonia, Crețu, Marta, Anastasia, Prindi, Claudia. Au plecat? De lui Crețu. Le pune tot acolo. Mențiunile acolo. Da? Premiul al doilea. Flutur Denisa, Isăcescu Cosmina, Aicoboaie Ana Maria. Premiul al doilea. Da. Isăcescu. Aicoboaie. Și fluturi. Pune tot acolo. Premiul întâi. Deci la secțiunea folclor. Narcis Serafim, Lavinia Pitariu și Cristian Dascălu. Bravo copii, bravo Cristian, bravo Lavinia, bravo Narcis. Deci trofeul festivalului secțiunea folclor, voi anunța tot eu, dar dăm cuvântul un pic domnului director. Da, locul 1, 2, 3, mențiunile au fost deja acordate. E un trofeu frumos aici pe care sper că cei care îl vor câștiga sau cea care va avea baftă să-l primească, să fie mândru de trofeul acesta și de ce nu, așa cum am spus-o și mai devreme, să duc folclorul nostru cât mai sus. Vreau să mulțumesc în primul rând, chiar dacă nu sunt astăzi aici, dar ne-au fost în fiecare an alături și domnul
Ionela Ghiniță este reprezentantul firmei respective. Vreau să mulțumesc în primul și în primul rând firmei NGCS Suceava, grupul de securitate, cei care ne asigură paza și protecția la școală și care în fiecare an ne-au asigurat premiile pentru secțiunea de folclor. Reprezentant din partea firmei NGCS este domnul gardian Ionela Ghiniței, așa că hai să-l aplaudăm, să-i dăm curaj ca să dea trofeul ăsta. Deci trofeul festivalului și al concursului nostru la Fântâna Dorului, ediția 2018, în acest an merge la nu la Antena 1. Nichiforescu Denisa. Mulțumim și felicitări. Unde vine? Ce face? De ce îi place să cânte? Pentru că nu tuturor ne place să cântăm, dar ei îi place. Și chiar a luat locul întâi trofeul. Mă numesc Nichiforescu Denisa, sunt din Suceava, fac la Școala Generală Miron Costin. Și... să mai cânt acum. Frunzuliță rup din muri, am casuța supaturii, să brazilor unde e cânt toina de dor face și noi poză, dacă mai e film. Mulțumesc. Mai sunt câteva diplome, după aia că trecem la sport. O diplomă va merge la ansamblul Tudoreanca din Tudora Botoșani, care au premiu special pentru astăzi. Domnul Ioan Covrighios, vină pe scenă să ne vadă lumea. Sper că mă pup, nu? Oricum o să scrim acolo tot ce vrei. Nu scrie nimic.
suma și asta nu. Nu, da. Mă gândeam că nu mă o să mă invit pe scenă, pentru că eu am un kilogram în minus față de mine. Mulțumim frumos din tot sufletul și am convingerea că v-am prezentat un moment folcloric deosebit din comuna Tudora, județul Botoșani. La mulți ani copii, la mulți ani părinți și vă rog să îndreptați spre folclor, pentru că folclorul ne reprezintă și ceea ce mi-a mai rămas românește este folclorul românesc. La mulți ani și o zi bună! Mulțumim pentru invitație, mulțumim autorităților locale care ne-au făcut invitația, mulțumesc primăriei, mulțumesc Consiliul Local, mulțumesc domnului Silviu, care este un om cu un suflet mare, 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 mare. Am făcut un pariu cândva, dar nu l-am tăiat așa pe românești, și am zis că o să venim cândva. Și s-a întâmplat să venim și am venit. Și am arătat ce am avut. La mulți ani, numai bine, o zi bună, dragi stămătenii, fântânelii, băneștenii, băneștini. Mi-ar pare bine să fiu un băneștin, că bănuiesc că aveți bani mulți aici, cu așa, așa, să mă... Noi, tudorenii, noi suntem folclorul cu dansul. Locul al doilea, tot la fete. Școala din Berești. Ați văzut vreodată fotbaliste? Dacă nu le vedeți acum, dar stați că asta nu e nimic, urmează locul întâi, să vedeți acolo fotbaliste. Da, locul întâi, fotbal fete, școala din Liteni, evident. Bravo! Îmi spunea domnul profesor că ne-au furat tricourile anul trecut, băi că le au pe ele. Haideți sus pe scenă, fetelor, bravo vouă! Dumbrăi!